Sivoci. Țin să vin eu nesca din informațiile care am la această dată. Nu va fi ultima ședință. S-ar putea să mai apară niște alocări de sume de la Guvernul României pentru AT-uri. E, o să mai fie, sigur, rectificări în ultima perioadă. Dacă i-a solicitat. Doamna secretar, domnule președinte, vă rog să ne Bună ziua, domnilor consilieri, bună ziua, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea acestei ședințe. Vă mulțumesc că ați dat curs invitației. Ați avut la materialele de la comisie și procesul de verbal al ședinței trecute. Dacă sunt discuții pe acest proces verbal, dacă nu sunt discuții, îl supunem la vot. Cine este pentru? Da? Mulțumesc. Vreau să mai fac o precizare. Domnul Gogonoș m-a sunat că are o problemă personală. O să cer să intru direct în online. Dacă poate să răspundă, răspunde. Dacă nu... Da? Să mai intrăm. Să fie mulți
adică mai pe scurt, ICO.ro. O să ajungem la acest punct și o să discutăm, da? Da. Cine este pentru să introducem pe ordinea de zi și cele două proiecte de hotărâre propuse de domnul primar? Cine este pentru? În unanimitate. Deci s-au introdus pe ordinea de zi și celelalte două, și cele două proiecte care le-am aprobat. Supun spre aprobare întreaga ordine de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Deci, primul punct. Proiectul de lege privind alegerile președintelui de ședință pentru perioada ianuarie, martie 2022. Da, domnul consilier. Domnul Ileș Constantin, da? Ai sunt plan de propuneri? Propune domnul consilier Claudiu Știme. Avem două propuneri. Deci, propunerea domnului consilier Mocan, domnul Ileș Constantin, și propunerea domnului Golai, domnul Ihtim. Și domnul Pușcălariu și domnul Coco. Deci avem trei propuneri. Deci se pune în ordinea, îi spune spre aboare în ordinea în care au fost făcute propuneri. Da? Prima propunere este pentru domnul Ileș Constantin. Cine este pentru? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Propune aprobarea a doua propunere. Știu că este, dar... Supun spre aprobare cea de-a doua propunere, domnul Ihtime, cine este pentru? 1, 2, 3. Cine este împotrivă? Abținere. Ok. A doua, a treia propunere pentru domnul Cocu. Cine este pentru? Domnul Cocu, spune-am atât de domnul. 1, 2, 3. Împotrivă? Abținere. Deci, domnul președinte, domnul Ileș Constantin va fi începând de la noi an, nu au președinția Consiliului Local, pentru cerințe de Consiliu. Proiectul de hotărâre prin stabilirea numărului de curse pentru elevii școlii gimnaziale Constantin Pohovic, domnul primar. Da, așa cum știți, avem proiectul de hotărâre prin documente justificative de înaintate de către școala Buoci, către poate Buoci. Și doamna secretară, dacă vă rog frumos, să mă ajută ochelari. Păi, la comisii, domnul Golai a avut niște întrebări, l-a adresat direct domnului director și ne-am clarificat nelămuririle. În speță era vorba despre ce plătim acum ca burse de merit, de fapt, sunt rezultatele copiilor din anul școlar trecut. Da. Deci dacă nu sunt discuții, întrebări... Bine, dacă nu sunt discuții și lucrurile sunt lămurite, sunt pe aprobare al doilea punct de pe urmează. Cine este pentru? Proiectul de rectificare a bugetului de venit și cheltuieli pentru anul, pe anul 2021, domnul primar. Da, și aici au venit sume mare parte pentru buse. Le introducem în buget, după care facem virarea către școală. Școala, la rând, o să distribuie către elevii care și-au depus documente în acest... Prezentăm și-au acesta cu ajutoarele din încălzire. A venit da. Acum justificarea. Da, important, da. După cum știți, s-au înregistrat la primărie un număr de dosare, ce știu eu, pentru cele 5 luni. Sezonul rece complet. După aia se mai primește și pe celelalte luni, 4, 3, așa. Avem în jur de 300 și 80, în jur de 400 de dotare în momentul actual. Și avem o sumă în jur de
142.424.320. Sigur. Din ei. Da, e da, urmează să facem demersurile necesare, să aducem banii în caserie, după care vor fi distribuiți solicitați-vă. Domnul președinte. Da, vă ascultăm. O singură întrebare pentru domnul primar. Bună ziua, dragi colegi. Când vor fi distribuiți? Când preconizați că ar fi cea mai apropiată sau cea mai... O zi aproximativă, o dată aproximativă când acei bani vor fi distribuiți către populație? Din ce am înțeles, spre finele lunii suntem programați pentru a ridica banii din trezorerie. Și distribuirea se va face? Probabil începând cu anul, prima lună anului viitor. Ianuarie, sigur o să intre pentru beneficiarii celor 5 luni. După care, cei care au depus pentru 4 luni o să apară procedurile de trezorerie. Mai sunt... Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției în modernizarea drumurilor comunale în comunele Ungureni și Buhoș, județul Bacău. Da, așa cum știți, suntem membri fondatori al ADI-ului Ungureni Buhoci. Ungureni. Practic aici, să zicem, comunele Buhoci și Ungureni. Dar, probabil, asociația-i Ungureni... A vă referit strig la titulatură? Eu ne-am scris pe noi primii, domnul primar. Buhoci, Ungureni. La ei, la Ungureni, Ungureni, Buhoci. Păi domnul, Ungureni și Buhoci. Depinde ce parte de lucruri. Da, depinde. Da, de da, și am gândit-o că pe PNRR o să vină ceva sume să inițiem un proiect pe ADI. Pe drumul DC, indicativul nostru este DC80. Care se duce până în graniță cu Ungureni și mai exact Bărtășoște sau da. Și... Bărtășoște. Exact de la Mandana. O până la București. Direct cu satului București. Și un parteneriat să depunem un proiect și în acest sens. Vedeți, asta e cronologia. Nu depui proiecte, nu beneficiezi de sume. Sume pentru implementare. Discuții, întrebări, lămuri. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Primul punct din ordinea de zi suplimentară. Nu, am venit foarte din urmă. Care este? Care este? Care este? Care este? Proiectul hotărâri prin scoaterea din evidențele fiscale ale primăriei Comunei Buhoci a unor procese verbale de contravenție reprezentând amenzi ale debitorilor decedați. Da, după cum știți, la finele fiecărui an s-a făcut o analiză în contabilitate și s-a constatat că anumite persoane actualmente decedate sunt debitoare cu sume și procedura este să aducem spre cunoștință Consiliul Local și să luăm o hotărâre în acest sens. De păstare sau de traviere din evidențiile fiscale. Văd o anexă aici înaintată de compartiment și sunt în jur de 7 persoane, dacă vreți să... O am și domnul. Da, nu-i corect să dau un nume, că mi se pare cam... Da. Dar oare fiecare consilier? Oare fiecare consilier? Da, scrie la cuvânt. Domnul Iftimi, domnul...
Nu? Da, mulțumesc, domnule președinte. Pe acest subiect avem accesul la o anexă unde sunt niște domni care, după cum a fi menționat domnul primar, sunt decedați. Consider, eu personal consider că aceste amenzi și aceste datorii din partea unor decedați pe privoate ar trebui să fie șterse. În consecință, mă aștept să luăm în considerație aprobarea radierii acestor datorii către alte voci. Din motive de moralitate. Cel puțin. Mulțumesc frumos. Mai sunt... Asta era scripturat. Nu, trebuie să repete și eu. Nu și-am ajuns la domnul. Nu v-ați înțeles. Deci, propunerea făcută de domnul Ițip este ceea care este prezentată pe ordine de zi. Deci nu există niciun fel de contradicție ceea ce a spus domnul Tomar și ceea ce... Doar pentru domnul... Probabil pentru a întâlniri și poate și pentru... poze televiziunii ca să existe o, să zic așa, o continuitate a faptului că nu prea a reușit să vorbească, să spun, au avut teme de discuție, dar nu. Da, este tot în atribuțiile dumneavoastră, după ce s-a întâlnit domnul președinte, nu? Președinte ședinț. Băi, și dacă sunteți președinte, vă aud, vă dați dreptul de a jigni pe toată lumea? N-am jignit, dar... Da, discutați tendențios, domnule, consilier. Nu mi se pare corect a fi șterse. În primul rând, sunt persoane care au 260 de milioane, adică cu banii așa s-ar putea face ceva. Au bunuri personale. Dar la ce sunt? Dacă e decedat cineva. Dar la ce sunt? Din câte știu, vreau să știu date contabile, că aveți dreptate. Deci la moștenire, când se face o dezbatere din moștenire, vin și bunuri, dar și creanți datorii. Da. Aveți dreptate în ceea ce spuneți dumneavoastră, dar când s-au făcut aceste propuneri, s-a făcut o verificare că n-ai ce să iei acest om. Deci ar trebui o procedură de... Poate dați un lucru concret. Cine era? Nu, de noi, ca și Consiliul Local, în primul rând, pentru a fi înmormântat, n-au avut nici cu ce înmormântat. Mi-am cumpărat sicriile, am decontat sicriile și crucile. Ar fi vorba de o chestie de moralitate. Singurul lucru bun pe care putem să-l facem, să mergem să aprindem o înmormântare la mormânt. Domnul, nu v-am dat cuvântul. Da, domnul președinte. Mă bucur că vă faci în pauză sau pe Facebook. În pauză sau pe Facebook. Da, 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 pe Facebook. Am amândoi acolo. Da. Pentru orice, lumânări, cadări, ce vrei. Da. Cum nu sunt la asta. Străinurile cu cățela. Da, având în vedere... Da, domnul Pușcăvargă. Eu vreau să întreb dacă legal la nivel de sală este o ordonanță, dacă sau ceva... Pentru ștergerea de... Vis-a-vis de reglementarea acestor situații. Nu, deci e... O să sigur. Deci, de asta încearcă și dacă încearcă doamna secretară mai devreme. Există, poftiți? A, de să vorbim pe ăla, da? Pus o întrebare, v-am lăsat fiind la vorbire. Deci, asta și-o răspund, vă răspund. Mai că este indisciplin din partea legitimă, ca întotdeauna. Extraordinar. Deci, într-adevăr, legea nu cuprinde în totalitate această chestiune. Acum, având în vedere că este la reglementarea Consiliului Local, evident că s-au fost doar de poziții, uite, alta, adică cea care a prezentat domnul Popu, pe care o salut. Este un punct de vedere. Putem să, ar fi putut ca primăria să îndrepte împotriva restului de familie, că bănesc cum are familie. Dar,
Nu vreau să intru pe anexă, eu știu despre ce este vorba în anexă. Sunt oameni care, dacă nu și-au plătit amenzi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 ani, nu-au plătit până au murit, este clar că au fost niște probleme acolo. Sau sunt niște probleme și noi știm. La, da. Fără să jignez. Chiar acum nu vreau să jignez, apropo de remarca tendențioasă făcută domnului Știmică și că am jignit, am tras o concluzie. Deci nu vreau să intrăm în amănunte și ar fi corect. Punctul lui de vedere, punctul dumnealui de vedere de la început a fost un punct de vedere. Eu am spus doar că coincide ca domnului plan, nu mai era el. Nu mai avea rost să-l mai spunem. Dar punctul de vedere al domnului consilier Bogă era diferit. Și atunci, evident că se poartă discuții pe acest subiect. Având în vedere că rămâne la latitudinea noastră, eu susțin în continuare propunerea făcută de domnul primar să anulăm aceste amenzi, pentru că grevează bugetul de venituri și cheltuieli pe anul viitor. Și este corect să-l face. Nu le dăm importanță. Mă gândesc să nu ne duc într-o zonă de a fi consiliul local pus în situația responsabilă. În care am mai fost. Și acum o să vă răspund eu, dacă vreau. Da, da, da. Deci, cel puțin de 6 ani, și asta e a 6-a lună, decembrie, când Consiliul Local aprobă aceste scutiri de debite. Și baza legală, domnul Pușcălandru, este procedură fiscală. Deci Consiliul Local are această calitate. Are, dar mai știu că a fost o calitate și am predat bani înapoi și de asta. Tot proiectul acesta la care îți face referire, vizul de legalitate și a doamnei secretar, care este cel care, din punct de vedere juridic, este autoritatea. Da. Am avut vedere că s-au intuizat toate lor în poziție, supun spre aprobarea acest punct. Cine este? Să te-am cum a spus domnul. Împotrivă, abține, da. Dar trece la alt punct. Abține, două abține, da. Ok, trei abține. Trei abține, da. Trecem la primul punct de pe vădă de ordine, care sunt cele două proiecte noi care au fost aprobate. Da. Hai să începem cu cel mai fermic. Privind la amânarea punerii în aplicare a HRD și privind înregistrarea OASEL pe un abort în sistemul național electronic de plată. Vă rog, domnul consiliar. Așa cum știți, am adoptat o hotărâre, am încercat cumva să o punem în aplicare începând cu prima lună anului 2022. Se pare că am baza analizilor și a solicitărilor nu se justifică costurile pentru implementarea momentan a acestui proiect. Deoarece avem niște oferte pe consultanță, pe implementare și se duc undeva la sume care nu le acoperim cu. Am înțeles că anul trecut au fost solicitări, o singură solicitare să facă plata pe metoda aceasta. Nu mai spun de comisioane care le impun cei de la bănci. Eu consider că momentan amânăm această hotărâre până când vom avea cel puțin un minim de 10 solicitanți să putem, cu toate că nu se justifică nici atunci costurile de implementare a acestui proiect. Dar nu ascund faptul că viitorul în asta se va regăsi pe plata onorată. Probabil că pe zona noastră de rural nu-și are cumva rost. Sunt bătrâni care sunt persoane mai în vârstă, să zicem așa, care sunt posesoare de bunuri și de poziții de rol la nivel de oate și în același timp plătitori de taxe. Acum, cum credeți dumneavoastră, da, cât e corect și moral să mai aștept până avem cel puțin câteva persoane. Am doi persoane înscrise.
Da? Am înscris. Ok. N-ați avut ședință înainte de... Nu este problema dumneavoastră, domnule. E ședință de partid înainte ca să votați. Discutați pe subiect, vă rog frumos. E subiect. Bine, domnule. Este președinte. Ca să vă aud... Păi avem două... Domnul președinte. Deci, în calitate de lipsă de consiliere. Faptul că ne prezentăm în această ședință, ca și consilier, este la fel de datoria noastră. Da? Ok. Asta e că am vorbit la ordine de zi? Da. Vă ascultăm. Ok. Dar la ordine de zi, Marciu. Privind proiectul domnului primar vis-a-vis de amânarea implementării acestui proiect, domnul primar, aș solicita din partea domnului primar să ne explice ce înseamnă amânare ca termen, 1, 2. A doua chestie pe care am menționat-o a fost în urma studiilor și a solicitărilor primite. Da? Ce înseamnă studiu făcut și ce înseamnă solicitări. Privind solicitările ați răspuns, a fost o singură solicitare. Nu știu dacă este relevantă toată această procedură. Da? Pentru că eu mâine dimineață îmi propun să fac un studiu de caz, da? Și să vedem câte solicitări va primi Comuna Buhoci la secretariatul sau pe adresa de mail privind acest demers. Da? Dar se poate verifica și la această dată. Am înțeles că este o singură solicitare. Eu vorbesc de ce mi s-a transmis de la compartimentul taxe și impozite. Da. Dacă dumneavoastră cunoaște sau te solicitări, trebuie să le aduceți. Mulțumesc, domnule președinte. Completați la punctul ăsta pe ordine de zi. Vă rog să nu mă mai întrerupeți, domnule președinte, că spuneați că aveți o experiență foarte mare, dar nu o demonstrați niciodată. Pe subiect, vreau să vă aduc aminte, dragi consilieri locali și colegii ai noștri, că acest proiect este singurul proiect pe care dumneavoastră l-ați aprobat și care a fost editat de grupul de consilieri USR. Este un proiect care s-a născut din utilitatea și la cererea majorității oamenilor care sunt plecați din comuna noastră în străinătate și care au bătrâni acasă, care nu au întotdeauna posibilitatea de a se deplasa la primăria Buhoci pentru a plăti taxele și impozitele locale. Costurile aferente acestui proiect sau acestui demers sau acestei plăți online nu are nicio legătură cu cele spuse de domnul primar ca motivație. Ba din contră, încă o dată, domnul primar, cred că la ordine de sus, are intenția de a elimina și acest unic proiect aprobat de către majoritatea consilierilor locale de primăriei Buhoci. În consecință, domnule primar, vă rog frumos să votați împotriva propriului dumneavoastră proiect de hotărâre de astăzi, ca să dați dovadă că vă pasă și de cetățenii din comuna Buhoci, care, tot datorită echipei din care dumneavoastră faceți parte, cu regret vă spun, au fost nevoiți să plece din localitatea unde puteau să trăiască mai bine, dacă n-ați fi existat. Nici dumneavoastră, nici domnul Doru, nici domnul Mocanu, nici domnul Ieș, care mai nou s-a apucat să ne amenințe pe persoană fizică, că ne mută din Buhoci. Domnul Cățelar, domnul Cățelar, domnul Cățelar, domnul Cățelar, nu știu toți simiți să aveți deja. Nu ați fi puțin să vadă lumea, să vadă toată lumea acest caracter al acestor. Domnul Cățelar, nu jignit, vă rog. Nu este rușine, domnul Mocanu. Dar de ce să fiți dumneavoastră? Nu este rușine, că sunteți o nesimțire clasă. După ce că sunteți serviu și stați capră, toată ziua, mai și vorbiți. Nu vă e rușine, aveți o vârstă. Domnul Da. Aveți pretenții, eu... Păi nu vedeți, pe dumneavoastră nu l-ați auzit ce spune? Nu vă e rușine, voi, asociația ăștia din grupa demolatoare a Comunei Buhoci? Nu vă este rușine să mai stați în fața oamenilor? Vă rog frumos, un pic decență. Păi ce decență? Uitați-vă la cum vorbește asociatul dumneavoastră. La acuzile care le-ați făcut. Asociatul dumneavoastră, l-auziți? Nu vă e rușine. Suntem la ordine. Nu vă e rușine. Cine personalitate importantă ești tu? Dar nu sunt eu dumneavoastră, domnule, domnule consilier. Vorbiți la persoana a doua de politețe, dar vă voi. Tu ai folosit promenii de politeți care ai zis voi. Păi cu ce se vorbesc cu un domn care spune cățelar? Nu e rușine. Ai zis voi. Aveți niște oameni de valori, de pătoare suflet. Ați păcălit pe una cu voci de 30 de ani. De 30 de ani schimbați bărcile ca niște iude.
Domnul... Asta faceți în continuare. Bă, duceți-vă și mai luați lecții, luați lecții de domnule primar, de la vreau să-mi spuneți dacă dumneavoastră l-ați pus pe domnul viceprimar să amenințe oamenii din Buni. Pe mine, pe domnul Nistor, pe domnul Ion, nu, domnul viceprimar a făcut-o astăzi dimineață. Spun eu că ne va muta din Buhoz, dumnealui. Da? Pentru că am făcut publice faptul că dumnealui a împins cu doi excavatorul cu noaiele în râul Siret. Faceți acuzii nefondate. Vă rog, așa ați făcut. Dumneavoastră m-ați felicitat în mare parte pentru munca. V-am felicitat când ați făcut treaba, dar nu prea am avut ocazie. Vă rog, fiți un pic responsabil, domnule. De cine muntați, domnule? Da, aduceți probe că am spus așa ceva. Ia spuneți, domnul consilier. Prin vorbi. Păi, prin vorbe. Păi, prin vorbe a pus. Păi, mâine, păi, nu trebuie să spuneți ceva. Vă rog frumos, domnule, fiți un pic respectos. Păi nu pot fi respectos prin vorbe care aruncă zeci de tone de până. De cine ați venit acuzile? Sunteți avocată domnului Potobișanu? Domnule vice, vă rog frumos. De ce ați aruncat bucul? Nu s-a aruncat bucul. Vă rog frumos, cu noaiele de pus în raport la vorba cu care a spus că domnul Mocanu l-a pus acolo, dumneavoastră l-ați aruncat. Aveți cameră, știți cine l-a pus acolo? Plândiți oameni, știți cine l-a pus? Dumneavoastră l-ați împins în râul Siret, domnule viceprimar. În prima zi din mandat m-am dus și l-am împins în prima săptămână. Sper să fiți pregătiți. Vă rog frumos, fiți respectiv. Sper să vă aduceți acuzile fondate. Și pe dumneavoastră și pe domnul Mocanu. Vă rog frumos, acuzile fondate. Dar nu sunt foarte fondate, sunt filmări, domnule. Vrei să... Vreți, domnule, continuați. Vrei, domnul Iftimi, vrei să te invit afară să... Hai să te invităm afară. Hai ședință în altă parte, nu aici. Nu, nu, foarte rău. Îmi pare foarte rău că susțineți niște oameni, domnule ecologist. Domnule... Domnule, ești la subiect pe ordinea de zi? Sunt foarte la subiect pe ordinea de zi. Vă deranjează? Te rog frumos să te abții la mai face afirmații calomnioase la adresa unor colegi. Păi nu sunt calomnioase. Păi sunt foarte calomnioase că n-ai nicio probă. Dar este probă. S-a stins cu vârsta pe primărie cu noiul în urmă în Siret, domnule ecologist. Române și după aia înțelegi ce înseamnă calomnie. Ați auzit sau la sunteți... Domnul Ocan, aveți cuvântul. Stimați colegi. Și vă rog frumos, nu înțelegeți... Am să încerc să nu deviez de la subiect. Chiar dacă cineva mă jinește, nu, probabil a lipsit la lecția aia pentru manierilor, dar nu-i nimic, este de așteptat. De la asemenea oameni, este de așteptat. E păcat că n-a înțeles nimic. A înțeles doar atât să jignească pe toți. Rundei de la Odobișteanu, de la Munteanu, de la Mocanu, de la Ilești, de la primar, primarul zero, primarul pe ce, cine ești dumneata, domnule? La fără că ești un cățelar. Un cățelar ești, domnule. Un cățelar. Lasă-l oamenii să discute fiecare, nu să discuți numai cu ta, să te să repeți același punct de ordinea de pe zi de 2-3 ori. De ce? De ce repeți de 2-3 ori? Ca să fii văzut la televiziune? Stai liniștit, pisați, să te vedem la cine. Stați liniștiți, stați liniștiți. Referitor la acest proiect, referitor la acest proiect, domnilor consilieri, dacă acest proiect ar fi fost viabil, eu cred că cu toți am fi fost de acord. Atâta timp cât o singură persoană a plătit online, același lucru s-a întâmplat și în comuna Sărac. Ce au făcut și acei din comuna Sărac? Și domnule, renunțăm la așa ceva. Renunțăm că nu, și are rostul un asemenea proiect. Domnilor, nu că nu vrem să fie bine, dar atâta timp cât acest proiect s-a plătit online de o singură persoană, ce vrem de fapt? Ce? Spuneți, ce vrem de fapt să facem? Ce vrem de fapt să facem? Capacitatea dumneavoastră de a înțelege lucrurile... Păi, domnule, ce vreți de fapt? Nu mai răspundeți la... Vă mulțumesc, domnule, pentru înțelegere. Sunt provocări, nu mai răspund. Nu, dar nu răspund. Îmi pare rău că s-a ajunge de fiecare dată sau să urmărește să ajungă la discuții de genul acesta. Nu am nimic cu un proiect susținut de către un grup anume, nici Mișel Ușnesc la mine. Și nouă, e rușire pe dumneavoastră de 30 de ani, dar ce să faci? Dar vreau să vin în fața dumneavoastră cu argumente clare privind această procedură de înrolare a instituției publice pe ghiseu.ro, în sensul că am primit oferte. Nu vreau să dau numele ofertanților, că nu e corect, dar
prețul pleacă de la aproximativ 4.000-5.000 de lei numai înrolarea. Având în vedere că nu a fost, iar mă repet, decât o solicitare pentru anul acesta în vederea plății pe ghișeu.ro, nu se justifică. În momentul în care o să avem taie, am spus 10, 4, 5, că viitorul într-acolo ne duce, trebuie să fim conștienți. Așa se va proceda. Dar haideți să avem și încărcătura cheltuielilor pe măsura plăților. Nu mai spun de celelalte comisioane impuse de bani. Dar domnul Iftimiu aruncă într-o zonă în care primar, domnule, vă rog frumos, haideți să analizăm și venim cu justificări, nu că vrea primarul, dar nu cred că este oportun să facem niște cheltuieli care nu se justifică. Aici am vrut să ajung, dacă mă înțelegeți da, bine, deci... dacă nu... Inițiativa, buget în altă zonă. Inițiativa consilierilor USR de a face plata online a fost, din punctul nostru de vedere, pentru că am și votat proiectul la vremea respectivă, salută de bun augur. Având în vedere că nu aveam atunci toate informațiile pe care le-au pus la domnul primar la dispoziție și a faptului că sunt costuri care sunt suportate din bugetul primăriei. Eu cred că se justifică amânarea acestui proiect de hotărâre, pentru că asta e propunerea domnului primar, să se amâne punerea în aplicare acestui proiect de hotărâre, până la o dată în care, și am văzut că există și, să zic așa, voitori care doresc să fac chiar un studiu de caz dintre consilieri, și este dreptul, până la urmă, obligat și dreptul fiecărui consilier să facă acest lucru. Probabil domnul Golai, care s-a autopropus să facă acest studiu de caz, ne va duce în când consideră dânsul că poate să rezolve, să finalizeze această acțiune. Și în momentul acela, și probabil și pe alte informații, și ar fi bine ca toată lumea să concureze la lucru, dacă vom avea, într-adevăr, și va exista necesitatea, pentru că numărul de cei doritori ca să plătească online va fi suficient în așa fel încât să se justifice aceste costuri care le facem. Eu zic că nu ar fi niciun fel de problemă să îi dăm drum atunci. Dar până atunci, eu susțin, și cred că este normal și corect, să susținem amânarea acestui proiect până la o dată când vom avea toate aceste informații. Aveți mai tot ceva? Da. Ascultă. Dar la subiect, eu de-a-l-i... La subiect, nu vă mai faceți griji. Vreau să spun domnului primar că proiectul, hotărârea dumnealui de a renunța la acest proiect binevenit pentru comunitatea bucoceană nu este motivată decât niște aberații. Da. Eu aș propune, domnule primar, ca noi, având acest proiect susținut de majoritatea consilierilor locali, să rămânem cu acest proiect în derulare, să respectați termenul de începere a acestui proiect și să fim pregătiți pentru ca, vorba dumneavoastră, ulterior, când interesul va fi, din cum spune dumneavoastră așa, unul mare, să fim pregătiți noi, ca unitatea administrativă teritorială, să putem oferi aceste servicii. Nu atunci când o decide dumneavoastră, că așa o consider eu, că e oportună implementarea acestui proiect, atunci să spuneți că nu putem încă, nu suntem pregătiți să mai chemăm niște specialiști, niște cumetrei, vorba unuia dintre noi, care să ne dea lecții de a pune în aplicare acest proiect. Da, da, da. Avem, deci mergem pe pregătire. Facem vara sanie și iarna să domnule primar. Dacă... A pus punct virgulă. Deci avem două propuneri. Am înțeles propunerea. Avem două propuneri. Este propunerea domnului primar care propune să se amâne implementarea acestui... Propune anularea, domnule, nu propune să amâne. Acolo așa amânare, spune. Amânare. Vedeți că iar nu citiți ca lumea. Iar nu vă dați în seama, domnule. Vedeți de
degeaba la facultate. Da, de la facultate ca să fim mai deștept ca dumneavoastră. Să citiți! Dumneata nu este în stare să citești și măcar un paragraf. Mergeți să citiți! Nu mai dați din degetele alea, că vedeți că vă rogiți la degete. Domnul... Citiți-i încă o dată. Deci, un pic, o luăm primer. Da. Privind amânarea. Deci am exprimat corect și din punct de vedere a faptului. Ce înseamnă anularea unei hotărâri de consiliu? Amânarea înseamnă aplicarea proiectului inițial la o dată ulterioară și am făcut o precizare. Aplicarea la anul și la mulți ani. Da, având în vedere că sunt două propuneri. Nu, scuzați-mă că avem un singur proiect de hotărâre. Da. Care da. Se va vota pentru sau contra? Nu, asta este, nu avem două. Ok. Supuneți pe aprobare proiectul de hotărâre, așa cum o prezentat de domnul primar. Este pentru. Amânarea punerii în aplicare a hotărârii ghișeu.ro. Împotrivă? Unu, două, abține? Una. Deci două împotrivă și o abține. Punctul numărul 2 din... Din suplimentare. Da, așa cum foarte liniștit, la prin aprobarea dumneavoastră, privind împuternicirea primarului de a demara proceduri pentru proiectare, racorduri la utilități, am luat legătura cu specialiști și am ajuns la o cifră privind racordările la nivel de comuna Boci. Domnul Stoica, vă rog frumos aici să mă ajutați un pic, că mi-e și greu să... Deci, am contactat o firmă. Vă rog frumos! Proiectul tehnic, în baza căruia pot fi făcute branșările. Nu mai sunt necesare autorizații de construire pentru branșare. Este HCR aprobat prin care am făcut proiectul tehnic. Acum ne-au venit devizul general. Suma totală este de 15.999.919.918 lei. Adică în bani vechi, 160 de miliarde. Asta este cu respectarea tuturor cerințelor, privind avizele obținute în, pe parcurs, cu subtraversări, cu ceea ce ne-a impus drumul județene. Solicitarea domnului primar este de aprobare a indicatorilor. Vă rog frumos! Deci este de aprobare a indicatorilor. Urmează ca ulterior să vedem în bugete cum o facem. Anual, tot anual. Am zis bine. 160 de miliarde. 3 milioane de euro. 3 milioane de euro. Dacă vreți, vă aduc devizul general, vă aduc devizul pe obiecte, îl citiți, îl vedeți. Asta e un deviz general dintr-un estimativ, dintr-un proiect. Nu, deci m-au luat prin surprindere sumele, dar nu am analizat și posibilitatea ca acest proiect să fie depus pe o sursă de finanțare. Momentan aprobăm indicatorii. Căutăm surse de finanțare, căutăm o formă de a face branșările populare. Da. Deci asta nu înseamnă că o luăm și o punem deoparte și nu facem nimic. Căutăm. 10 ani tot căutați. Să gâtele, domnul ex-vice. Domnule, te-ai scris la cuvânt. Vedeți, spuneți că doar asta... Nu-i că ai făcut afirmația mai adinioarea că suntem nu știu cine nesimțit, da? Este acolo să vede pe aparatul. Tu cum ești acum? Tu cum ești acum când faci astfel de afirmații? Cum ești? Păi dumneavoastră mă analizați pe mine sau pe dumneavoastră? Eu te întreb, nu te analizezi, te întreb. Dacă ai folosit să... Nu cred că era de interes să analiza asta. Nu, nu, hai, hai. Hai. Am mulțumit frumos, domnul președinte. Subiectul ăsta. Ne-am luat cu subiectul ăsta. Privind acest proiect pe ordinea de zi suplimentară, aș avea o singură întrebare către domnul primar sau domnul administrator. Cât a costat proiectul de implementare și punere în execuție a sistemului de apă și canalizare? 110 miliarde vechi. 2 milioane de euro. 2,8 milioane de euro, da? Da, da. Și 3 milioane costuri acordate.
Mulțumesc. Asta nu înseamnă că deja am contactat firma, poate găsi firma care o face la un volan mult mai mic. Dar trebuie văzut și calitatea materialului. Degeaba e ieftin și trezești că toată ziua stai pe teren și schimbi țăpi și schimbi... Hai să vorbim din rând. Eu vreau să întreb, cum stă plura contările care au fost efectuate? 3 miliarde. Nu știu, la Aghiar m-a provocat și am să vă răspund. Da. Toată procedura asta de plata către specialiști, mare parte se datorează dumneavoastră că ați făcut plângeri la ISC. Așa. ISC-ul a venit asupra noastră cu amenințări nefondate, așa, motivat de faptul că am confecționat acele tuburi care ulterior urmau să fie folosite pentru racorduri la utilități. Deci spun nefondate deoarece pe legea 50, undeva la excepții, prevede ca racordurile nu se supun autorizării. Și aceea și dumneavoastră a venit cumva, dumneavoastră știți mai bine cine vă presați să ajungeți să faceți aceste plângeri. Și din acest motiv s-a stopat și mersul în paralel cu racordările la nivel de Comuna Voci, datorită acțiunii dumneavoastră benevole și venită cu ghilimelele de rigoare în sprijinul cetățeanului. Că, după cum știți dumneavoastră, mare parte dintre consilieri a fost în Consiliul Local trecut și am cu toții, am adoptat o hotărâre de a venit cu acordul și a fi suportat de către primărie, până la limita proprietății. Și ați votat și dumneavoastră, cred că, o să vedem. Da. Și după aia, la presiune politică, haideți să fim, realiști, ați făcut și ați blocat acest proiect în paralel cu proiectul de bază. Uite că m-ai provocat și trebuia să spun adevărul. Și o să spun adevărul cu adrese oficiale făcute către ISC București, da. Asumate de dumneavoastră. Da. Ceea ce ați îngreunat. Păi nu am îngreunat. Eu vă întreb, v-am cerut. Și vă mai întreb încă o dată, că totuși este filmat, să știi, da, măcar așa, întreaga... Dacă unitatea... Întreaga comunitate. Teritorială, administrativ teritorială, cu Voci, este autorizată să construiască tuburi din beton. Deci, domnul, iar reveniți într-o zonă care e provocat. Deci un tub construit în regie proprie cu angajați de ai primăriei care și-au justificat norma de muncă prin confecționatul acestor tuburi, care s-a ajuns la o cheltuială de aproximativ 70 de lei pe tub, pe când studiind toate ofertele din comerț, un tub inferior calității celor executate de către muncitorii primării, inferior, și o spun și o demonstrez în baza expertizei, costă cel puțin 300 de lei. Domnule, și dumneavoastră vă mirați că de cine costă miliarde la cortările. Domnul primar, atunci ce faci și asfaltul, dacă ne permite, că e mai ieftin. Face și asfalt la primăria Buhoci. Deci, domnule, una e să faci un tub folosit pentru cămine de racordare, alta e să faci un asfalt. Deci nu le amestecați. Pe când colegi de-ai noștri primari din alte localități, mergeți și verificați, folosesc cămine de racordare făcute la primărie. Nu făcute la primărie, făcute din bolțari, domnule. Și haideți să vedem rezistența. Și vreți ca cetățeanul să beneficieze de facilități din partea Consiliului Local în vederea racordării. Niciodată nu o să-și cumpere cetățeanul sau să suporte costul de subtraversare, care sunt astronomice în baza ofertelor. Și în același timp
proiectul apă și canal să meargă în continuare, neavând, dacă noi nu venim cu facilități. Da. Dar dumneavoastră sunteți cel care mereu vă nu vă interesează că nu sunteți din comuna Bârci. Ați venit prin pădure, prin copaci, v-ați coborât și v-ați fixat în capul Bojul. Ați făcut bun pentru Bojul. Da, foarte bine. Bun. Că ați venit la dealul mare, ca să știe toată lumea. Și ați venit să blocați proiecte la nivel de comunitate. Cândva o să mulțumesc și o să vadă să știe toată lumea. Într-adevăr, eu am făcut plângerea și apa și canalul nu o să meargă până, ca așa scrie în adresa la care am primit-o, lucrările se vor relua după ce se înlocuiesc tuburile care au fost băgate în pământ. Și țevri și costuri. Cine a îngrădunat această situație? Stai un pic, vădesc eu, vădesc că la trebuie să vorbești mentale de urmă. V-am oprit dintr-o ilegalitate care a fost făcută la OAT Buvăști. Niciun OAT din toată țara asta nu este îndreptățit sau nu poate legal să construiască ceva, domnul primar. Ca să înțeleg. Dar se poate lege în propriul. Bine, o să vedem. O să justificând de activitatea angajaților. Organele de control care au fost sesizate de către mine, o să stabilească dacă OAT Buhoci este competent de a construi tuburi de beton cu persoane necalificate și o să mai luată ce mai e, așa, și ce costuri, și atunci dumneavoastră o să stabilească. Știam că este. Dacă mergea apa, așteaptă un pic, domnule. Era bun. De-aia există o achiziție, să face cu o firmă oarecare, vin cu trei oferte, cu trei. Nu chiar așa, domnule, dă bun. Asta am încercat să vă explic, domnule, pe oferte, un tub de folosit fragământ de la colegi costă minim de 300 de lei și când noi am putut să-l facem în regie proprie cu angajații primăriei justificându-și activitatea cu 70 de lei. Dacă a fost legal sau nu. O să faci și expertiză, domnul viceprimar, la tubul și o să verificăm. Nu e expertiză făcută de domnul Dămoc cu bult, o să vadă dacă se sparge bult. Domnul Dămoc, la bult, să știm mai multe, dar poți să fim de ce? Și vă întreb, domnul Bordeanu Ieronim era așa de autorizat de a face forări orizontale? Spuneți. Domnule, sunt utilaje. Da, e utilaj, domnul Bordeanu? Deci sunt utilaje care au fost achiziționate prin autorizul local. Și s-au făcut pe drumurile sătești. Pe drumurile sătești, nu pe drumurile județene. După la urma urmei, o să ne ajute acest proiect pe drumurile județene să obținem aviz de subtraversare. Dar pe drumurile comunale și sătești, cred că e de datoria noastră să luăm, decizie. A Consiliului Local, da. Nu a Consiliului Județean. O să vedem. Ați întrebat pe cineva? Ședinței, constat cu durere suflet și regret din glas, sunt două tabere. O tabără care dorește să facă cât mai multe lucruri pentru cetățenii din comuna Buhoci și o tabără care pun frâne ca să nu se facă aceste lucruri pentru comuna Buhoci. Ultima tabără faceți parte dumneavoastră. Inclusiv din argumentația făcută de domnul Pușcălar, care spune că să intrăm în legalitate. Era în legalitate. Exista hotărâri de Consiliu și exista și o prevedere în legi în care se pot face regii proprii anumite lucrări. Faptul că s-a luat atunci, Consiliul de atunci a luat această decizie, nu făcea acea hotărâre, nu făcea altceva decât să implementeze acest program mai repede. S-a întârziat aproape 2 ani de zile. Dacă dumneavoastră, noi toți aici considerăm, inclusiv domnul Știm și domnul Golai, dacă dânsii, care sunt mai noi în Consiliu, consideră că a pune frână unei dorințe, unei decizii a unui Consiliu care era benefică pentru cetățenii Buhoci și cu o ardoare atât de mare să dovedim că există o ilegalitate sau o presupusă ilegalitate în detrimentul cetățenilor din comuna Buhoci, credeți-mă că, din punctul meu de vedere, aceste gândiri sunt rudimentare și sunt în afara a ceea ce am
depus noi ca român, că am spus că vom depune toate eforturile fizice și intelectuale pentru bunăstarea cetățenilor. Dacă dumneavoastră considerați că așa stau lucruri și este bine pentru dumneavoastră, eu mă adresez cetățenilor din Comuna Vâlcea să fie foarte atenți și mult mai atenți vis-a-vis de trâncănicii ăștia care sunt la nivelul Comunii cu Vâlcea, care trompetează toată ziua și păcălește câte un bătrân din ăla și spune că are audiență maximă, așa să fie un pic mai atent atunci când pune votul pe anumite persoane de acest fel. Deci, din punctul meu de vedere, cred că s-au epuizat toate numele poziții. S-au epuizat. Păi ne-ați pronunțat numele, ne-ați asociat. În pauză, la diverse. Avem punctul divers. Nu, pe subiect aici. Așa. Pe procedură, domnule președinte. Scoaterea, domnul... Este clar. Mai citatura echipei trădătoare. Mai ce chestie? Păi, dar nu vedeți, îmi pronunță numele. Ne asociază cu toată lumea. De la dumneavoastră. Nu înțeleg. Păi, stai, din cine asociază cu noi cu plângerea domnului consilier? Păi, dar... Păi, care este legătura? Domnul Munceanu, nu credeți că bateți câmpii? Nu bat niciun câmp. Îi bateți câmpii exact la Iohannis. Bateți câmpii. Da, haideți, domnule, că adresați-vă cu hotelul și îmi puneți că din 30 de ani sunteți imposibil la urmă. Având în vedere că s-au epuizat la subiect toate luările de voție, s-au epuizat la aprobare și proiectul de hotărâre propus domnul Tânăr, ultimul proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci 2, 4 abține? Da, 4 abține. S-a aprobat și acest. Nu, nu, nu. Acasă la oameni. Proiectul de bază. Deci discutăm de proiectul paralel. Proiectul de racordare. Nu discutăm de proiectul de apă și canal, care în momentul este procedură. Motivația abținerii este suma. Atât. Deci, suma. Dumneavoastră, de 10 ani de când s-a finalizat proiectul ăsta, nu ați reușit să-l puneți în funcțiune și acum ați puneți pe vina USR-ului care a intrat în cele. Acum un an de zi. Nu vă mai ascundeți în spatele incapacității dumneavoastră de a face planul. Sunt capabil să înțeleg niște lucruri administrative, domnul... Domnule primar, de 10 ani sunteți primar la treia mandat, nu ați fost în stare să dați drumul apei și canalului din Comuna Vâlcea. Și acum aruncați pisica foarte... Deci la următorul, la următorul punct de pe la diversi, are domnul administrator. Dar cel mai mare proiect realizat. Pot să vă întreb? Dacă știți, am aprobat pe hotărâre din Consiliul Local, ați aprobat pe hotărâre din Consiliul Local, camere de supraveghere. Am contractat firma Sigma Security să ne facă un proiect. În primul fază am pornit, doamne, nu depășim 1,5 miliarde, că nu sunt bani. Nu. Tot ce este, am găsit două oferte competente, două soluții. Avizate și vor fi avizate de Poliția Județeană. Una are valoarea de 277.981 de lei, la care se adaugă TVA. Din punctul meu de vedere este cea mai competentă, pentru că are camere cu claritate foarte puternică. Și una este de 211.159 de lei, tot la care se adaugă TVA. 17 camere. S-au respectat cerințele poliției, 17 camere de supraveghere, cât toată Comuna Vâlcea. Acum nu le-am ca să vi le spun. Puteți să faceți o împărțire așa, a sumei, pe 17. Împărțiți la 17. Nu prea vreau să faci împărțirea pentru că montarea unei camere în capul Bucoșenului. Lasă-ne, Anicule, cu matalii de semnul. Invoc și are niște sisteme de transmitere a semnului. El aude cam mult. Semnalul lui pe internet. Cu alta care este pusă în fața primării. Da, nu toate camerele vor avea aceeași capacitate. 277 de mii. Veniți, vedem ce hotărâți. Asta este punctul divers. Nu aprobăm nimic. Pe care o vreți? 27 de mii. Sistemul meu de 76 în camere m-a costat 700 de lei. Îl văd din Anglia. Dai un router. Cât îți cheamă? Iar astea sunt la distanță de 5 metri distanță între ei.
Eu dacă am un singur, parutaj la voci, ca să transmit semnalul, îmi trebuie niște utilaje care să... Cu ajutorul celor de la Vodafone, după ce vor implementa aici. Poți mai vin o fiecare, nu-i pentru voi. Asta este o discuție. Da. Adică, venind la sumii de astea, am zis că domnule, totuși vine să știi posibil. Domnul Mocan. Stimați colegi. 16.000 de lei. Să ne readucem aminte că am dorit, am dorit cu toții niște camere mai performante. Dragul meu, mă ascult să vin. Am dorit cu toții niște camere mai performante ca astea pe care le-am avut. Noi erau valoroase. Acum ne împotrivim și acum. Ne împotrivim și acum. 17 puncte. 17 puncte, scuzați. 17 puncte. Eu de asta am zis puncte. Este binevenit. Sunt performante. Cred că de asta avem nevoie. Și cu asta vă mulțumesc. Nu-i mult. 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 Nu-i Deja văd că se fac subiecte pentru postare pe Facebook și aduce în eroare cetățenii privind costurile. Deci dumneavoastră cum faceți împărțeală, o faceți cum... Nu, dar nu înțeles. Haideți să vă nu numărăm vacile de la ce lănoaie aici. Lăsați prostiile. Nu mai aruncați vorbe de astea. De la ce lănoaie. Dumneavoastră, acceptați acum să duceți în eroare cetățenii prin achiziția camerelor. Acest proiect nu, această sumă nu implică numai achiziția de camere. Așa cum spunea domnul, implică toată logistica, tablaje, montarii, așa că nu prea voie să dezinformarea domnului. O să ne iasă, domnul. O să filmeze și intrările și ieșirile de la oților. Nu v-am întrebat când vă da. Dar doar eu vorbeați? Da, eram mult mai auzit. Atunci, nu ușine să faceți afirmații din felul ăsta, drumul hoților. De asta sunteți consilieri să numiți drumul hoților? Avem un om de acolo să da domnul. Nu avem așa ceva. Cultura, cumva să lăsăm asta. Asta vreau. Nu știți care, despre care nu vorbesc sau cum? Aș vrea... Întrebați-vă că domnul Brăstăr Iliescu, ea știe. Aș vrea să știu un consilier de pe strada aia. Aș vrea să văd un consilier de pe strada aia. Mai vorbim la de pe strada aia unde circulă mașinile cu transportul, căruța, oamenilor care își aduc lemne acasă. O să te mai voteze când știu că i-ai făcut hoț. Dar n-am făcut pe nimeni hoț. A zis că domnul ăla este... Păi, dar drumul ăla pe cine circulă pe drumul ăla? Circulă extraterestru sau? Domnul Iftimi, pe drumul ăla circulă extraterestru sau circulă cetățenii din drumul ăla? Un jur aici de față cu toți consilieri. Da, nu, da, pe ce crezi că mi-e rușine? Vedeți, domnul primar, pe cine promovați consilier local? Nu puteam să aduce jigniri comunii drumul hoților, dar v-ați dat seama când v-ați promovat. Dar domnule, domnule, noi avem implementat nomenclatorul stradă, nomenclator drumul hoților, așa probleme cu neastră cei de la USR sunt numiți. Nu o să există niciodată strada drumul hoților în comuna Buori. Așa probleme cu neastră. Să numiți. Să vă fie rușine, vă spune un păcat și nu o să știu. Domnul Corbean, haideți. Deci, vreau să-mi rog eu pe domnul Iosif să dea citire exact la toate vocile, ca să nu există discuții. Fiecare voce ca să nu... Eu l-am citit și prețurile sunt conform pieții. Haideți să ajungem la aprobare ofertei. Dar nu mai e nimic așa, să nu ce zic. Noi discutăm ca să știți un hard disk, două bucăți, SBRT 4K, nu le știu care trebuie să citesc eu care... Domnul Bogdan, nu e... Suntem la comisie, când o să fie proiectul la comisie, o să fie de fiecare. Nu era chestia ca să... Nu este... Să nu înceapă acum că... Nu e prioritar, mai este... Nu s-o înțeles numărul de camere. Știți care e problema? Dumnealui imediat apare pe Facebook cu tot felul de gogomănii. Gogomănii din astea, dar nu știe aia, aia din Consiliu, nu știu. Numai eu știu. Hai că închideți de ședință. Avem de mers?
Da, la diverse aș veni și eu cu o informare referitor la proiectele depuse pe diferite surse de finanțare și aș veni să vă anunț faptul că proiectul de gaze implementat pe ADI Sirep Gaz și mă refer la cele trei comune în care s-au implicat, Buhoci, Tamaș, Jose. Suntem prinși în analiză. La momentul actual, prin președintele ADI-ului se răspund la clarificare. Sperăm să fie cumva alocați bani și pentru celelalte proiecte depuse. Avem proiectul pentru tablete și logistică privind școlile, învățământul la distanță. A trecut de eligibilitate, intră în faza de analiză ofertei financiare, deci tehnicul trecut, a rămas propunerea financiară de analizat. Nu sunt probleme, am discutat la programul operațional regional, au zis că sunt probleme. Sperăm că prin martie să avem semnat contractul de finanțare. Avem proiectul privind modernizare, reabilitare și dotare școală Buhoci, la care răspundem la 11-a clarificare, solicitare de clarificare. Deci da, suntem pe procedură, așteptăm să fim chemați pentru semnarea contractului, dacă clarificările convin. Avem încheiat recepția sau procedură de recepție pentru asfaltarea din Comuna Buhoci și mă refer la tronsonul Pedale, tronsonul Bijghir Ortodox și zona Catolici. Ce proiecte mai avem depuse și nu au primit nici. Anghesa linie este depus în termen. Eficientizarea energetică este ridicată pe platforma pe stațiile am încheiat contract cu consultantul și suntem pe proiectul de achiziții publică pe proiectare. Chiar așa acolo e propunerea domnului primar, duce în maxim 5 stații să-ți bine două pe cât mai aproape de transformator, pentru că branșarea de la stâlp la stația respectivă intră în costurile primăriei și zona Floreșteană, zona Biserica Catolică, zone bune care pot fi accesate de toată lumea, dar Bilghir în zona Dumbrăviță și zona de centru și la Cotene, în zona la Olguța, chiar, care sunt foarte aproape de stați, de transformatoare. Și prin asta eu zic că se acoperă întreaga comună. La ce mai aveam cu Dan Găsălin a zis, la proiectul cu extindere de rețele de iluminat public am depus dosar pentru recuperarea sumelor de bani în vederea plății către constructor. S-a făcut și recepția, a făcut și totul bine. Da. Deci se lucrează. Sunt multe proiecte depuse. Plus ăsta de la Ungureni care noi avem 4,25 km, Ungureni are 3,25, deci undeva 7 km jumătate. Rămâne ulterior, în funcție de sumele prevăzute, să vedem cu cât trebuie să contribuim fiecare din cele două comune ca cofinanțare la obținerea proiectului tehnic în vederea susținerului din PNR. În afară de faptul că plătim o contribuție la asta, n-am pus niciodată bani, dar nu e normal să plătească un ADI dacă nu are buget încă. Bugetul se formează în prima etapă din contribuții fiecărei părți. Dar știm să faci asfaltare pe acolo, nu mai e. Nu mai vine atunci pe acolo. Urci înapoi pe acolo. Domn Ghiță, avem pintre copaci, hai să lăsăm. Copaci? Pintre copaci, așa că vorbim la bani, da? Ce spune? Dumnezeu,
Dumneavoastră nu ați putea. Am și o limită, cel spune. Da. Mulțumesc. Ar trebui să-și ceară pe dumneavoastră, zic, că am făcut direct la plângere la poliția. Domnul primar. Domnul Colae. Domnul primar. Ca să împăcăm și pe unul și pe altul. Dacă găsim metoda prin care primăria să facă toate documentele și să-l răspundă, chiar dacă angajăm un specialist care să ne coordoneze, să pot face tuburile de către noi, cu respectarea legii, cu tot ce trebuie, cu certificat de calitate, probe de laborator, și legitimă de la îndeplinit. Dar asta tot cu știința Consiliului Local. Nimic nu se face fără știința Consiliului Local. Să vă cumpără știința Consiliului Local, domnul Stoic. Domnule primar, dacă permiteți la diverse, aș vrea să ridic o problemă. Ridicate, dar vă rog frumos, nu mă mai înghetat strunsul, dar rog, deci rolul primarului nu este să se apă drept în fața Consiliului Local la orice ședință. Vin cu mare drag pentru a justifica orice problemă apărută. Mi s-au părut fără rost întrebările cu ceva. Nu, cu mare drag când m-a solicitat. Dar vă rog frumos, sunt și eu om, am și eu limite și de multe ori se pare că sunt provocat. Și nu pot să zic. Sunt singură. Dacă analizăm această filmare a acestei ședințe, vom vedea de unde au plecat toate discuțiile. Da? Și am încheiat. Eu dau răspunsul de pe acum. Deci, problema pe care vreau să o ridic la diverse este următoarea. Cu toții trăim în această comunitate și este bine să le respectăm reciproc din toate punctele de vedere, mai mult decât atât să ne respectăm și pe timpul nopții. Deci, de o perioadă bună de timp, și văd că organele responsabile nu iau nicio măsură, la ora duminică seara, la ora 1, 2, noaptea, zici că e rebelion în București. Bun, aici e treaba poliției locale, nu arătați primăria. Nu, haideți să știți foarte bine că anual, postul de poliție vine cu un raport de activitate în fața Consiliului Local. Vă rog frumos să vă notați toate aspectele negative ce țin de competența poliției și atunci o să le discutăm. Nu cred că iar de primarul nu e... Deci eu am adus la conștiință, nu v-am cerut dumneavoastră. Noi avem relații de colaborare, nu de subordonare cu postul de poliție sau cu celălalt. Este unul lucrător la tulburarele. Sunt proceduri care... Da, dar probabil prin implementarea proiectului ăsta cu camerii, care vedeți că deja dau discuții că costurile prea mari și vrem să fim și eficienți. Eficiența se regăsește până la urmă și în costuri și în echipamente performante. Că, de altfel, stăm și facem aici campanii electorale, suntem cu părerea, fără să studiem documente și... Nu mai fix răspuns eu, domnul Colae. În calitate de președințial de ședință. Deci, tulburarea liniștii publice este o faptă care este sub incidența legii. Și România a înființat un serviciu 112. În momentul în care, pentru tulburare publică, apar astfel sau chiar lucruri mai grave sau mai puțin grave, puteți sunați la 112. La municipiul Bacău există și acolo tot 112 și nu primarul Bisiteu de la Bacău s-o ocupă de liniștea publică, poliția municipală sau poliția pentru că este tot de la USR. Duce discuția în altă direcție. Nu crezi că de altceva. Din același motiv în care... Domnul Gorae, domnul președinte, domnul președinte, domnul președinte, poate un paralel între ce se întâmplă în municipiul Bacău cu primarul USR și cu viceprimar tot USR, care nu are niciun fel de atribuțiune, că i-a luat colegului de partid. Da. Vedem din an de zile, vedem din an de zile și de 32 ani. Nu funcționează comuna cu voi. Sunteți ascultați ca să vă puteți.